și total neplăcută, pentru că avea un rând de chei, a descuiat ușa și imaginea pe care a găsit-o nu o dorește nimănui. Casa era răvășită, sora ei zăcea fără viață, legată pe podea, iar în locuință deja se instalase un miros specific cadavrelor intrate în putrefacție. Corroborând ce s-a găsit la cercetare cu investigațiile din bloc, a rezultat că victima era o prostituată care oferea serviciile la domiciliu. Din răvășirea evidentă din casa acesteia a rezultat că unul din mobilele omorului fusese jaful. Polițiștii își dau seama că au de-a face cu o crimă comisă într-un mod cu totul diferit decât cele întâlnite de ei. Problema cea mai importantă în cazul acestei crime comise într-unul din blocurile din zona Gării de Nord a reprezentat o fluctuație mare de persoane în casa victimei. Vorbim despre o femeie care, cu toate că avea vârsta de 54 de ani, se prostitua și pentru a obține veniturile respective, dădea anunțuri la mica publicitate. În general, omorurile se comit prin înjunghiere sau prin lovituri. Ea fusese strangulată cu un cablu de la o mașină de cusut pe care o avea în casă. Un lucru destul de rar întâlnit într-un omor. Totodată, victima fusese legată atât de mâini cât și de picioare, cu diferite obiecte care fusese regăsite în casă. Cordoane de halat, diferite cabluri care nu știam la ce folosesc. Fusese imobilizată, iar după aceea strangulată. În condițiile în care avem de-a face cu un autor care leagă victimele după decesul lor, poate fi vorba despre o amprentă psihologică. El vrea să lase clar, eu am făcut-o, dar semnificativ este motivația pentru care îl face. Cred că este o formă de control, de umilire, de degradare a victimei. Anchetatorii stabilesc că din locuința victimei dispăruseră mai multe bunuri. Ucigașul a avut grijă să-și șteargă amprentele. Când a plecat din locuința victimei, a încuiat ușa și a aruncat cheile într-un coș de gunoi de pe stradă. Ucigașul a furat chiar și cerceii victimei. Pentru a putea face repede rost de bani, i-a lăsat la o casă de amanet din București. A sustras tot ce i s-a părut că ar putea fi o bijuterie, orice sumă de bani pe care a găsit-o în casă și totodată a sustras și telefoanele mobile. Nu uitați, e 2001, un telefon mobil atunci era o valoare pentru cine îl deținea. La el găsim în aceeași măsură o motivație sexuală și o motivație de obținere a unui beneficiu. Ele devin importante în momentul în care satisfacția sexuală sau apare o satisfacție sexuală, reapare motivația, să spunem, a bunurilor. Și este normal să-și rea vechile comportamente de a căuta bunuri, de a obține și un beneficiu material. Anchetatorii află că victima era vizitată de multe persoane, bărbați în mare parte, dar și cupluri. Își dau repede seama că au de-a face cu o prostituată. Reușesc să stabilească un cerc de suspecți, dar acesta era destul de mare, având în vedere ocupația victimei. Avea un anunț în care își oferea acele servicii cu un număr de telefon la care clienții puteau să apeleze. Care au fost primele persoane incluse în cercul de suspecți și care au fost argumentele pentru a le investiga mai în amănunt? Primele date rezultate ne-au condus la ideea unui omor făcut de către ultimul client. Din cercetările noastre a rezultat că victima avea și un câine pe care îl dădea în grijă unui vecin. El a oferit mai multe indicii referitoare la ultimii clienți. Ne-a spus că atunci victima avea o vizită mai puțin obișnuită și anume primise o cerere pentru sex în patru pentru un cuplu. Atunci apelase la un alt prostituat, să-i spunem, cu care oferise acelui cuplu ceea ce cuplul își dorise. Atenția ne-a fost îndreptată către unul dintre acești clienți care, într-un anume moment, a devenit partenerul victimei la partida de sex în patru, două cupluri. Am aflat despre acest individ că este originar de undeva din Tulcea și că are domiciliul în Constanța, acolo unde, de fapt, are și familia, soția și un copil. Anchetatorii se deplasează la Constanța, află că suspectul principal spusese familiei că pleacă să muncească în Spania.
pas cu pas, identitatea criminalului se conturează. O informație primită de la criminaliștii din Constanța deschide noi piste. Din punct de vedere profesional, am avut o mare satisfacție în momentul în care, ajungând la Constanța și discutând cu colegii, am aflat de la ei că aveau un dosar cu autor necunoscut, o faptă care de la început ne-a trezit atenția. De ce? Pentru că era vorba de o prostituată ucisă în casă, legată, și culmea, acea prostituată își racola clienții tot prin mica publicitate. Răsfoind dosarul respectiv, am constatat că suspectul nostru fusese audiat ca martor, ca unul dintre cei care vizitaseră victima, dar împotriva căruia nu fusese găsită nici o probă care să-l incrimineze. După ce a fost depistat, capturat, anchetat, a recunoscut și comiterea celei de-a doua crime. Astfel, polițiștii din București, mergând pe urmele criminalului, au reușit să rezolve și o crimă de la Constanța. La doar 8 zile de la comiterea crimei, suspectul este reținut. Colaborează cu anchetatorii și povestește amănunte despre omoruri. Detaliile sunt de-a dreptul șocante. Alegerea victimelor nu era deloc întâmplătoare. Era vorba tot de o prostituată care își racola clienții tot prin mica publicitate. Autorul nostru fusese odată în vizită la ea. Numai că la o a doua vizită, nici nu prea avea bani la el și nici nu a fost capabil să presteze ceea ce își propusese. Și a vrut să plece fără să plătească. Cea care își oferea trupul n-a fost de acord. Este posibil ca acesta să-i fost factorul declanșator. După ce a omorât-o, a legat-o, a cotrobuit prin casă, a luat ce a găsit mai de valoare și a plecat. Polițiștii stabilesc că au de-a face cu un criminal în serie. Cercetările ulterioare aveau să confirme acest lucru. Mobilul ambelor crime este halucinant. Autorul a justificat cele două omoruri ca fiind urmarea unor conflicte spontane. În București nu s-au înțeles de la suma de bani pe care trebuiau să o împartă. După ce prestaseră acea partidă de sex în patru, două cupluri, victima a pretins ceva mai mult din bani, deoarece pusese și casa la dispoziție. El nu a fost de acord, de aici o altercație verbală care s-a transformat în una fizică. În Constanța, mobilul a fost cauzat de slabele lui performanțe sexuale. Jignit, enervat, susține el, a omorât-o, aproximativ în aceeași modalitate cu strangulare, sugrumare și cu imobilizarea cadavrului și a sustras cam aceleași obiecte ca și în București. Și într-un caz și în celălalt au existat disensiuni majore, dar fondul a pornit de la faptul că autorul nostru nu a putut să controleze victimele. Și aceste victime, într-o formă sau alta, cel puțin în perioada imediat înainte de săvârșirea omului, i-au reproșat niște lucruri. Acesta este fundul de insatisfacție. Criminalul a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea celor două femei. Mai are de ispășit 15. Acesta nu este însă singurul caz în care racolarea necunoscuților prin intermediul unui anunț s-a dovedit a fi fatală. Aici, în cartierul Berceni, a fost comisă o crimă. O abordăm tocmai prin prisma faptului că ea are foarte multe puncte comune cu acea crimă de lângă Gara de Nord. E vorba tot care își o mare greșeală din partea ei, de fapt greșeală care a și dus la un sfârșit tragic în ceea ce o privește, și își racola clienții prin intermediul netului, spre deosebire de cea de la Gara de Nord, care apela la mica publicitate. Avea doar 23 de ani. Nu știa că practicarea celei mai vechi meserii din lume avea să-i aducă sfârșitul. Într-o zi, i-a trecut pragul un tânăr. Venise doar cu gândul de a o jefui. Făcea prospecțiuni pentru a găsi un loc de unde să poată fura fără să aibă probleme. Și de unde poți să furi mai ușor decât de la o femeie singură, o femeie care îți dă voie să intri în locuința ei. După inventarierea apartamentului, individul pleacă. Spune că e obosit, dar se va întoarce altă dată.
La doar câteva zile revine cu întăriri, un complice și o geantă. Erau pregătiți pentru ce avea să urmeze. Își lasă partenerul în scara blocului și intră fără probleme în locuința tinerei. Acest individ a descuiat ușa, permițându-i complicelui să intre și el în locuință, iar când fata a apărut de la baie, au vrut să o imobilizeze. Se pare că femeile care practică această profesie sunt trecute prin mai multe experiențe de acest fel și probabil că nu a permis accesul amândorora în același timp. Și atunci a fost nevoie să vină și al doilea. Asta mi-arată o slabă hotărâre și o slabă capacitate infracțională. Ei aveau asupra lor o geantă în care aveau mai multe ziare, un recipient în care se afla o substanță inflamabilă, de asemenea un spray iritant lacrimogen. Ei credeau că este paralizant. Da. Au încercat să imobilizeze victima cu ajutorul spray-ului, care însă nu prea a avut efect. Victima a încercat să riposteze, de teamă să nu fie auzit scandalul. Cei doi au imobilizat-o pe pat și au strangulat-o, după care au așezat mai multe materiale textile aflate în locuință pe cadavru, i-au dat foc, au sustras repede obiectele care se aflau în principal în camera în care s-a comis și crima. Nu cred că au vreo motivație sexuală cu privire la această fată. Pe ei a interesat partea materială, financiară. De aceea, probabil, au ales o persoană care arăta mai bine și care, în mintea lor, probabil, că aducea beneficii mai mari. S-au pregătit cu spray-ul paralizant și cred că nu au fost hotărâți să-i suprime viața. Ideea suprimării vieții a apărut ca o situație de moment, o surpriză pentru ei, pentru că fata a reacționat, a început să strige și ei au vrut, prin orice mijloace, să o facă să tacă. Pe structura unor asemenea tipuri de infracțiuni, trecerea de la târhălie la omor, de multe ori se întâmplă în felul acesta accidental, în nevoia de a imobiliza sau de a reduce la tăcere victima. Infractorii nu se mulțumesc doar cu incendierea cadavrului. În mintea lor, o explozie provocată la locul săvârșirii omorului îi va ajuta să-și șteargă urmele. Unul dintre cei doi a spus că vrea să pregătească o surpriză polițiștilor și a lăsat gazul deschis. Un intelect de limită, care nu a trecut dincolo de a prevedea consecințele extrem de grave pe care puteau să le producă. Dar faptul că au încercat să ascundă moartea sau suprimarea vieții este o caracteristică pe care o întâlnim la majoritatea indivizilor care se întâmplă să comită un asemenea fapt incidental. Și atunci se trezește un cadavru. Prin maniera aceasta au pus în pericol viețile multor locatari. De foarte multe ori o infracțiune minoră este urmată de o infracțiune și mai mare pentru a șterge urmele primei infracțiuni. Adică se produce o cascadă și o avalanșă determinată de starea emoțională, de precipitare, de frica lor de a fi descoperiți. Și în contextul acesta, probabil că unul dintre ei a propus să incendieze cadavrul, pentru că odată carbonizat ar fi putut să șteargă niște urme. Dar să însceneze un accident în care puteau să fie foarte multe victime, ne arată că nu le-a păsat de toți locatarii din acel bloc. Criminalii scotocesc apoi locuința tinerei, fură tot ce lese în cale și pleacă. S-a constatat lipsa unei unități centrale de calculator, a unor telefoane mobile și altor obiecte personale ale victimei, un ceas. Cel care avea să facă macabra descoperire este chiar concubinul tinerei. El lucra cazul grav, îi știa metehnele, îi știa apucăturile fetei, dar pentru că o iubea, îi accepta orice, inclusiv ca ea să se prostitueze. El nu beneficia de niciun ban din ceea ce producea fata aceasta,
dar o lăsa să practice această meserie numai pentru a sta cu el. Proprietarul apartamentului se afla în apropierea imobilului împreună cu mai mulți cunoscuți, iar unul dintre ei a atras atenția cu privire la un incendiu care se întâmplă în imobilul în care știa că locuiește. Proprietarul s-a uitat în direcția respectivă și a constatat că incendiul s-ar putea să aibă loc chiar la apartamentul lui. A găsit-o aproape carbonizată în pat și a dat seama că ceva s-a întâmplat în locuință, altceva decât o moarte accidentală. Polițiștilor nu le-a fost ușor să dea de urma ucigașilor. Cercul de suspecți era foarte mare și greu de stabilit. Unele informații se găseau stocate în calculatorul victimei, dar acesta fusese furat. În principal, persoanele vizate au fost din rândul clienților. Am reușit să identificăm o mare parte a clienților și, de asemenea, să stabilim care a fost timpul critic în care se putea comite fapta. Am reușit să restrângem la un interval de o jumătate de oră. Asta prin mărturia clientului anterior autorilor. Da. În principal ne-a atras atenția faptul că majoritatea clienților nu reveneau imediat, nici măcar în aceeași săptămână. Exista o anume ciclicitate, dar distanța în timp era destul de mare. Da, în această ciclicitate am observat o anomalie. S-a reușit identificarea multora dintre cei care fuseseră clienți și astfel s-a ajuns la cei doi autori, care în prima fază a cercetărilor nu au recunoscut nimic, numai că probele administrate, până la urmă, i-au convins să-și recunoască fapta și să relateze ceea ce se întâmplase în locuință. Unul dintre ei a lăsat un bilet pentru prietena lui, în care îi spune că a făcut o faptă foarte gravă și că îl mustră conștiința și mai poate să doarmă noaptea. Dacă ar fi să discutăm despre comportamentul celor doi în anchetă, ar fi simplu să spunem că au mințit în permanență până când am reușit să le demonstrăm că mint. Și atunci au fost nevoiți să colaboreze. Dar pentru a dimensiona cinismul unuia dintre ei, cel puțin, nu i-a fost suficient că a omorât victima, i-a furat o mulțime de obiecte din casă, printre care și un ceas de mână, ceas pe care cu mărinimie i l-a făcut cadou prietenei sale. A rămas șocată în momentul în care i-am spus de unde este ceasul, proveniența lui, și mai ales că prietenul ei, pe care îl adula, a comis o crimă. Toate celelalte obiecte au fost recuperate, mai puțin viața victimei. Cred că după ce intră în posesia bunurilor furate, ei consideră că le aparțin și în acest context le pot vinde, le pot valorifica, le pot face cadouri. Dacă el a comis o astfel de atrocitate, a luat viața unui om și a însușit bunul respectiv, în mod firesc ar fi să fugă de imaginea aceea. Ori, făcându-i cadou persoanei pe care o vezi zilnic, acel obiect îți va aminti în fiecare zi de fapta pe care ai comis-o. Tu știi foarte bine că uneori... Nu e un fel de masochism? Este o formă de masochism destul de serioasă, dar tu știi foarte bine că uneori autorii păstrează obiecte. Este vorba despre notarea în calendar a datei când au săvârșit fapta și acel calendar rămâne pe perete să le reamintească grozăvia pe care au făcut-o. E vorba de obiecte pe care le iau drept amintire și pe care, într-un moment sau într-o discuție purtată cu oricine, le pot înstrăina, dar nu le dau departe de ei, ci le păstrează în cercul lor apropiat ca să poată să aibă acces la acel lucru. Și cred că în cazul acelui individ, într-o formă mai mult sau mai puțin conștientă, l-a dat mai departe ca un cadou, fără să se gândească că el provenea neapărat dintr-o infracțiune. Cei doi bărbați care au ucis și incendiat tânăra de 23 de ani sunt acum în spatele gratiilor. Au fost condamnați la câte 25 de ani de închisoare fiecare. Pericolul pândește însă la fiecare pas, pe oricine se hotărăște să apuce pe acest drum al prostituției.
O singură alegere greșită poate fi și ultima, iar poveștile în care clientul se îndrăgostește de dama de companie sunt, din păcate, numai scenarii de film. În realitate, nu există niciodată un final fericit. Foarte multe dintre fetele care acceptă să practice această profesie, probabil din motive financiare, de obținerea unui venit rapid, nici măcar nu realizează că în această faună a clienților lor, mai devreme sau mai târziu, apare individul răpitor, apare individul extrem de periculos, care poate să reacționeze extrem de violent. Se expun în fiecare zi sau cu fiecare moment în care deschid ușa unui posibil autor care, dacă nu se ajunge până la infracțiunea de omor, poate să le bată, poate să le producă dureri într-o formă sau în alta și își asumă în mod inconștient acest risc. În urma instrumentării multor dosare similare cu cele două prezentate în acest episod, am ajuns, nu numai eu, ci și colegii mei și procurorii și judecătorii, ba chiar și psihologii, la concluzia că practicarea unei astfel de meserii este extrem de periculoasă pentru cele care primesc în propria locuință persoane despre care nu au habar, nu știu cine sunt, nu știu ce comportament, ce temperament au și riscă, primind astfel de oameni în casă, să devină, din practicantă a prostituției, să devină victimă fie de tâlhărie, fie de omor. Vinerea viitoare, Dan Antonescu vă va prezenta două povești tragice cu asasini aflați la vârsta pubertății. Fiecare clipă contează, așa că am nevoie de o soluție rapidă atunci când problemele scalpului mă țin pe loc. Head & Shoulders Instant Relief cu mentă îmi oferă o senzație instantanee de răcorire și elimină